La sediul Memorialului Revoluției din Timișoara a fost vernisată astăzi expoziția 89 din ușă, un proiect de artă și memorie gândit de artista Suzana Fântânariu, cadru didactic universitar. La eveniment au luat cuvântul curatorul Andreea Foanene și Gino Rado, președintele memorialului. Alături de reprezentanții instituțiilor reprezentative ale orașului de pe Bega, a participat și delegatul înalt preasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Părintele Consilier Eparhial Cristian Pavel. Făcând referire la expoziție, artista Suzana Fântânariu a declarat că proiectul 89 din ușă a fost gândit în urmă cu 10 ani, din dorința de conservare a istoriei recente și reprezintă darul către Memorialul Revoluției, în speranța că va trezi conștiințe în societate. Suzana Fântânariu s-a născut în anul 1947 în localitatea Baia, județul Suceava, a realizat peste 60 de expoziții personale și are câteva zeci de prezențe în bienale și trienale pe întreg mapamondul. De-a lungul activității sale a primit zeci de premii și titluri onorifice.